Basketbaliștii Ploieștiului n-au trecut tortul Cooper. Colegul lor, Chris Cooper, a împlinit în weekend 25 de ani, iar oficialii clubului i-au pregătit un tort personalizat pe care l-au dăruit înaintea partidei cu CSM Oradea. Însă, cireașa de pe tort a fost meciul în sine, unul nebun și cu un final de Oscar. Înfruntarea CSU Oase Soft CSM Oradea 100-101 poate fi considerat unul dintre cele mai frumoase meciuri din Liga Națională. Antrenorul Dado Arnautovici i-a menajat pe Mohamed, Hayes și Cooper, dar și în aceste condiții, gruparea ploieșteană era favorită, mai ales că trupa antrenată de Cristi Achim a venit la Ploiești fără niciun apărător. Dar cu multă ambiție și determinare, oaspeții au reușit să conducă partida pe tot parcursul ei. Doar în ultimele 5 minute, albaștrii au avut o tresărire de orgoliu și puteau câștiga prin coșul reușit de Pelecanos, cel care a dus scorul la 100-97. Sârbii orădenilor n-au fost de acord. Pantic a redus din diferență, Flowers a ratat aruncarea de 3, iar pe contraatac, Subotic a marcat și a declanșat fiesta orădeană la Ploiești. Trupa lui Arnautovici rămâne fără victorie în 2015 după 3 meciuri, iar amarul înfrângerii a fost îndulcit de sărbătoritul zilei. Coop nu s-a putut bucura de cadou din cauza unor probleme stomacale, astfel că americanul a trebuit să-l împartă.